Cea mai importantă lecție pe care i-am învățat-o în ultimii ani e că răspunsurile nu sunt niciodată la altcineva. Nu sunt niciodată în afara ta. Nu te duce la nimeni să-ți spună ce ar trebui să faci, oricât de frică ți-ar fi. Nu poate nimeni să spună ce ar trebui tu să faci sau cum ar trebui să-ți trăiești viața. Încearcă să privești viața mult mai ușor. Ca și cum ar fi un joc pe care tu trebuie să-l experimentezi, să-l înveți și după aia să fii cel mai bun la el. Aia e viața ta. Cât timp poți să stai acasă și o să faci toate activitățile pe care le fac ceilalți și o să fii mereu în trend cu ei, nu o să poți niciodată să-ți ieși din zona de confort și să afli ceea ce e bun pentru tine. E ca și cum ai mâncat toată viața același fel de mâncare, dar te-ai aștepta să ai o mâncare preferată. N-ai cum să ai o mâncare preferată cât timp tu nu încerci alte mâncăruri care poate nu o să-ți placă, poate o să le detești, dar o să ajungi inevitabil la acele lucruri care îți fac bine, cât timp tu o să încerci o varietate. Așa că sfatul meu pentru tineri este să ieși afară din casă, să te duci să-ți faci lucrurile de care ți-e frică în primul rând, pentru că nu prezintă nimic un real pericol. Du-te afară, fă toate chestiile de care ți-e frică și apoi vezi unde te simți cel mai bine în pielea ta și fă chestia aia din ce în ce mai mult. S-ar putea ca chestia asta să se schimbe în timp. Adică mie îmi plăceau lucruri când eram mic care nu mai îmi plac acum, nu-mi place să mă mai duc în locuri în care simt că nu fac parte. Dacă nu simt că fac parte dintr-un loc, dacă sunt în jurul unor oameni care nu simt că mă reprezintă... Sau aceleași valori ca ale tale. Exact. Mi-e foarte ușor să plec de acolo, mi-e foarte ușor. Nu mi-e frică să rămân singur și asta am descoperit doar pentru că am avut curajul să rămân singur. Adică în momentul în care mi-a fost frică, nu m-am dus să-mi caut altă prietenă sau să am o relație tampon sau să mă duc la prietenii mei să stau cu ei. Nu mi-am asumat, mi-e frică să stau singur, hai să stau singur să văd ce se poate întâmpla. N-am cum să mor din chestia asta. Hai să văd de ce mi-e frică. Când îți pui genul ăsta de întrebări, de ce mi-e frică, de ce sunt gelos, de ce sunt posesiv, de ce îmi vine să mint, de ce, etc., încep să te gândești ce anume din interiorul meu mă face să reacționez așa. În momentul în care spui întrebarea aia, nu o să mai devii legat de alte persoane și să-ți cauți întrebările la alte persoane, ci o să te întorci mereu la tine și o să zici de ce mă simt așa. În momentul în care spui întrebarea de ce mă simt așa, inevitabil îți pui întrebarea ce pot să fac ca să mă simt mai bine. Eu, ce pot eu să fac? Nu cum pot să mă duc la alții să-mi caut o relație, să-mi caut un prieten, să-mi caut o mașină, să-mi caut haine, să mă simt mai... Nu, ce pot eu să fac? Dacă simt că îmi lipsește ceva, ce anume din interiorul meu mă face să simt că îmi lipsește chestia aia? De ce? Și în momentul în care pui problema așa cu toate lucrurile din viața ta, o să poți să vezi că de fapt toate răspunsurile au fost mereu la tine și te ocupi de ele. Absolut. Pe rând, pe rând, pe rând, pe rând.